Noi furtuni solare ar putea provoca furtuni geomagnetice pe Pământ, cu manifestări ale aurorelor boreale chiar și la latitudini mai joase, începând de marți seara și până vineri seara, conform Administrației Naționale Americane pentru Oceane și Atmosferă. În luna mai, planeta a cunoscut cele mai puternice furtuni geomagnetice înregistrate în ultimii 20 de ani. Acestea au provocat aurore boreale vizibile pe cerul nopții în Statele Unite, Europa și Australia în special, la latitudini mult mai mici decât de obicei. Furtuni Solare pot fi însoțite de ejecții de masă coronală, un flux de plasmă format din particule energizante care durează până la câteva zile pentru a ajunge pe pământ. Interacțiunea lor cu câmpul magnetic al pământului produce aurore boreale, asemănătoare unor perdele de lumină gigantice, ondulate și colorate. Activitatea cea mai puternică este așteptată spre sfârșitul săptămânii cu o furtună geomagnetică de categoria 3 în timp ce cele produse în luna mai au atins nivelul cel mai ridicat, specific categoriei 5. Atunci când particule. Aurorele energizate purtate de vântul solar întâlnesc câmpul magnetic al Pământului, ele sunt accelerate către polii magnetici. Acest lucru explică de ce aurorele sunt observate frecvent la latitudini mari. Cea mai puternică furtună geomagnetică înregistrată vreodată denumită evenimentul Carrington a avut loc în septembrie 1859. Ea a provocat supratensiuni electrice în liniile telegrafice suficient de ridicate pentru a aprinde echipamentele. Relatează știrile proteve.ro